Salutare, oameni buni, și bine ați venit la episodul 2 din Generația cu Begiul la gât. În acest episod l-am invitat pe Cătălin Secoșan, un tip care, după 10 ani ca manager într-o corporație, a făcut trecerea la antreprenoriat. El ne va povesti cum a decurs cariera lui și ce anume l-a influențat să facă această trecere. Acest episod este sponsorizat de CV30, o platformă care se află la intersecția dintre un site de joburi, un director de prezentări, de companie și o resursă utilă pentru carieră. Ce-mi place cel mai mult la CV30 este accentul pe care aceștia îl pun pe zona de foto și video când vine vorba de prezentarea unei companii. Eu sunt unul dintre acei oameni care crede că viitorul contentului este video și mă bucură să văd că cineva în piața românească oferă oportunitatea unei companii să se promoveze prin video și foto. Vă invit să le vizitați site-ul la adresa cv30.co, nu.com.co, și să-mi spuneți în rubrica de comentarii ce profil de companie v-a plăcut cel mai mult și de ce. Și acum să dăm drumul episodului. Hai să intrăm mai în pâine, ia zi. Așa, cât timp ai în primul rând? Nu știu, vedem. O oră și un pic post. Ok. Tu ai stat în aceeași companie, am citit pe blogul tău, 11 ani și ceva. 11 ani și jumătate, da. Din 11? August, nici mai știu, 2005 până în decembrie 2016. Și din ăștia 11 ani și jumătate, 10 ani ai fost în poziție de manager, în management. Da, chiar vreo 10 ani jumate. Mi se pare că am fost agent doar un an. Ok. Sau pe acolo, oricum, pe acolo, da. Deci mă interesează, unul, cum ai început aici? Doi, mă interesează cum cineva într-o lume care se mișcă atât de repede rezistă atât de mult timp într-o companie. Trei, și aici vom insista mai mult, cum ai făcut schimbarea asta? Ok. Eu am ajuns la CGS căutând un job de vară de 2-3 luni ca să fac niște bani de bere ca orice student în anul întâi de facultate. Am fost recomandat de Vlădescu, nu știu dacă l-ai cunoscut, a fost și el membru STEC. Cred că am auzit. Și el este tot un antreprenor mai excentric, așa. Ți-ar prinde bine un interviu și cu el, dacă vrei te pun în contact. Da. Da, el m-a recomandat, am fost la interviu, era al doilea interviu din viața mea. Primul fusese un fail major, cred că din cauza emoțiilor. M-am dus, m-am întrebat, era pentru pagini web, HTML, CSS, cam aia era tehnologia atunci. Și m-am dus, m-am întrebat ceva banal omul la interviu, ceva ce știam foarte bine, dar m-am pierdut, m-am blocat și n-am răspuns nimic. Și normal că nu m-am mai căutat, nici eu nu m-aș fi căutat în locul lui. Și apoi era poziția asta unde am fost recomandat de Vlădescu. El deja lucra acolo. El deja lucra acolo, exact pe același departament unde m-a și recomandat. Eram practic colegul lui, dacă l-am pozit. Era tot pe programare web, dar nu prea făceam programare web, ci oferam suport pentru un program similar cu Dreamweaver-ul, dacă știi, pentru web. Și noi trebuia să le spunem oamenilor cum să folosească programul și le aștept și cu un mic debugging, că de obicei oamenii mai și greșeau când îl foloseau și nu le mergea după aia site-ul și îi dau vina pe program când de fapt era vina lor. A fost la un interviu foarte simplu. Practic nu m-a întrebat nimic tehnic, că poate iar m-aș fi pierdut și iar l-aș fi ratat și pe ăsta. M-a întrebat de ce caut un loc de muncă. Am fost foarte sincer, am spus caut un loc de muncă ca să fac niște bani acum pe următoarele 2-3 luni. După aia m-a întrebat dacă sunt dispus să vorbim în engleză. Am zis da, am trecut pe engleză. M-a întrebat care a fost ultimul film văzut. I-am descris puțin plotul ultimului film. După aia a sunat telefonul, m-a întrebat dacă pot să rămân acum deja în training. Eu am zis că da, cum să nu. Și am început munca. Deci practic aia a fost. Ok. Da. 2000, cât ai zis că... Nici mai știu cât era, cred că 2005, aș vrea să zic. Ok. Iulie sau august, nici mai știu exact. Da, eram part-time, salariul era foarte mic, dar era bun pentru piața de atunci, nu mai știu, cred că luam $125. Munca era foarte ușoară, volum foarte scăzut de muncă, practic după ce am învățat cam care erau întrebările și cam cum trebuie răspuns, na, eu luam de la zero, nu știam să vorbesc cu un client, nu știam nimic. După ce am intrat cât de cât în temă, nu știu, puteam să-mi fac munca de pe o zi într-o oră maxim, ceva de genul acesta. Ideea e că, cum ziceam, erau și zile când nu era nimic de muncă.
ce pentru mine nu era foarte plăcut, că ajunsesem, cunoșteam tot internetul, care nu era la fel de vast ca acum, îți imaginezi. Da. Aveam și apeluri, dar foarte puține, nu știu, 2-3 pe săptămână. Da. Proiectul ăla s-a închis destul de repede, probabil tocmai pentru că nu era de muncă. Oamenii care îl externalizase în România erau din Hong Kong și au decis să-și îl mute in-house. CGS-ul avea o politică cum că nu dă oamenii afară. Adică mă refer pentru lucrurile acestea, că se închide o poziție sau ceva, doar pe considerente de muncă. Și așa că nu ne-au dat afară, ci ne-au găsit altceva. Aici a fost puțin problematic, că nu mai era nimic disponibil pe limba engleză și m-au trecut pe limba română, unde pentru mine, da, era cam același lucru, pentru ei nu, că pe limba română găsești salarii mult mai ieftine în piață, știi, erau cam la jumătate. Și pe mine mă plăteau ca pe unul de engleză, dar livram ca un om de română. Și atunci, practic, firma pierdea niște bani cu mine. Da, așa că interesul a fost să nu mă țină mult acolo. Și m-au trecut imediat pe o altă poziție de engleză înapoi. Toate astea au durat, nu știu, 2-3 luni cam pe fiecare poziție. Aici, la un moment dat, era un client din state cu un volum de muncă destul de mare. Salariul la mine rămăsese același. A început să nu prea mai îmi convină. Și la un moment dat am vrut să-mi dau demisia și vreau să mă angajez, nu știu dacă știi asta, poate fi o surpriză pentru tine, în Politehnică. Găsisem o poziție de, nu știu, asistent laborator, ceva de genul ăsta era. O poziție foarte, foarte interesantă. Aveam un soft foarte scump de simulări, de circuite și trebuia, era un proiect european cu fonduri europene. Aveam un caiet de sarcini să facem anumite teste și apoi pe testele acelea să se facă probabil o documentație pe un subiect anume. Nu mai știu despre ce era atunci, dar era foarte interesant. Și o oportunitate foarte mare pentru mine, că softul respectiv costa foarte mult. Dacă mă specializam pe el, aveam apoi foarte multe uși deschise. Singura problemă era cu banii, pentru că, cum se știe, Politehnica nu plătește foarte bine. Și mi s-a și zis că poate să-mi dea, nu știu cât era, 600 de lei. Practic era mai puțin decât aveam la CGS, între timp la CGS mai crescuse puțin salariu. Și că și aia 600 de lei, de fapt, nu prea poate să-mi dea în fiecare lună. Dacă cumva la final de an o să mai-mi dea niște bonusuri și că ajung cam la 600 de lei pe lună overall. Da, nu mi-a inspirat foarte multă încredere, mai ales că mi s-a dat de înțeles că volumul de muncă este echivalent cu un full-time. Da, și da, cumva era interesant pentru mine. Ce mi s-a părut interesant este că omul care avea, era o doamnă, nu mai știu cum cheamă, care avea proiectul respectiv, era dispus să mă angajeze, i-a plăcut foarte mult de mine, era dispus să mă angajeze, pentru că eu aveam, nu știu, 8 restanțe, atunci ceva de genul ăsta, nu eram nici departe top 3 din an sau ceva. Dar a zis că își dă seama că înțeleg partea asta tehnică și că asta caută, nu neapărat pe cineva care să știe teorie și, în fine, știi cum e. Ce facultate? Electrotehnică. Adică aici? Adică acolo. E aici. Ultima încolo. Acum e aici electrotehnica? A, electrotehnică. Aici electrotehnică. Da, da. Gata. Da, și m-am dus înapoi la CGS și am spus că, uite, o să mă angajez la Politehnică, că aici nu mai sunt fericit, simt că nu mai cresc. Na, știi și cum e, când ești puțin pe telefoane, după cam un an, să zicem, ai cam învățat ce e de învățat, după aia cam stagnezi, știi? Da, și atunci CGS-ul a zis, anume team leader-ul meu de atunci, a zis, nu-ți da demisia, că, uite, o să apară foarte multe poziții de team leader și vrem să te promovăm. Da. Cumva am avut încredere în el, m-am lăsat pe mâna lui, ceea ce s-a și întâmplat. În câteva luni după ce aveam discuția asta, am fost promovat la team leader. Unde am avut noroc de un proiect foarte complex, dar cu puțini oameni, ceea ce însemna că era multă muncă operațională pentru mine și project manager, că eram doar noi doi. Dar nu destule fonduri ca să angajeze mai mulți oameni pe partea operațională, știi? Și asta mie mi-a deschis foarte multe oportunități, și anume când project managerul era în concediu sau plecat la un training sau oricând nu era disponibil, eu eram și project manager backup, care îți dai seama, mi-a deschis foarte multe oportunități să învăț partea de raportare, să învăț people management, să învăț toate skillurile astea necesare pentru a ocupa o poziție de management. El între timp a fost transferat pe un alt proiect, eu am rămas
team leader, dar proiectul nu mai avea project manager, deci de fapt eu eram un project manager informal. Asta nu știu pe unde ai fost tu, dar cumva se poartă în corporații să ți se dea muncă pentru poziții mai mari, dar să fii plătit pentru poziții mai mici. Am mai auzit. Alții o numesc mai romantic, ca să nu sune așa rău, o numesc mai romantic job rotation. Job rotation. Da. Oricum, mi-a prins foarte bine perioada respectivă, pentru că după aceea mi s-a dat propriul meu proiect. Și am dat cu 50 de oameni, 3 echipe, a fost foarte frumos. Da, și de ce am rămas în CGS 11 ani jumătate? Că de fapt asta era întrebare. Acum suntem undeva pe la 2-3 ani. Da, acum suntem la 2 ani jumate, 3, cam așa, okay. Exact. Hai să continuăm de fapt povestea. Am fost project manager pe proiectul respectiv, cred că vreo 6 sau 7 ani. Timp în care l-a crescut foarte mult. Apogeul a fost când aveam vreo 125 de oameni în subordine, 5 direct proiecte sau indirect. Eu de fapt aveam în subordine 12-13 oameni în echipa operațională. Leader of leaders. Exact. Aveam team leader, quality assurance, trainer, toate pozițiile necesare pentru proiecte așa mari. Dar eram destul de hands-on, adică na, evitam să vorbesc cu oamenii direct ca să nu subminez autoritatea team leaderilor, dar dacă era nevoie mai interveneam. Dar interveneam foarte rar pentru că aveam o echipă foarte bună. Da, și 6 ani. Da, după 6 ani pot să zic că eram, atinsesem un platou. Nu mai aveam nimic de învățat. Orice situație apărea, știam cam cum trebuie manageruită. Știam cum angajez oameni, adică deja nu prea mai aveam ce să mai învăț. Era așa, era plafonare. Dar era un job destul de liniștit. Plătit binișor pentru România, pentru că aveam o echipă foarte bună, practic eu puteam să lipsesc o săptămână, două, fără să știu că o să fie un impact major în calitate. Aveam și un backup project manager pentru momentele când lipseam. Era destul de stabil. Doar că o problemă aici, și asta iară se întâmplă în destul de multe corporații, este că nici nu mi-a crescut salariul. Adică mi-a crescut, l-am dat la vreo 2 ani după ce am fost promovat la project manager. A crescut cu vreo 25%, care e destul de mult. Dar apoi cam acolo a rămas vreo 4-5 ani. Și la un moment dat, na, am zis stop, că mi se pare că trebuie mai mult. Am început să-mi caut în alte părți. Am zis că dacă plec, nici nu vreau să plec pe ceva similar, vreau să plec pe foarte bine. Și atunci ceream o sumă de bani destul de babană, care a speriat la niște interviuri. Cel mai ciudat interviu pe care l-am avut a fost la o firmă tot din gig economy, că tot spuneai tu mai devreme. Nu are rost să-i dau numele acum. Pentru country manager era. Unde exact, cum ai reacționat și tu acum, așa am zis, clar, banul gros, beneficii, da. Și la interviu am refuzat să dau eu o cerere financiară și am zis să-mi dea eu o ofertă. Și mi-au dat, dacă îți vine să crezi pentru country manager, eu n-am știut cum să reacționez, 250 de euro fix cu 250 de euro variabil. Eu inițial am crezut că a greșit omul. Ce ani vorbim? Acum 4 ani, 5 ani era. Nu de mult. Eu am crezut că a greșit omul. Era un interviu prin telefon. Era din Estonia recruiterul. Și eu am crezut că a greșit omul cifra. Și că, nu știu, poate nu știe el engleză foarte bine, zero. Vrea să zică exact 2500 cu 2500. Și a zis, nu, 250. Și am zis că la salariul respectiv mă îndoiesc că o să găsească șoferi, dar minte country manager. Și a zis că da, dar suntem la început, ăsta e bugetul, că după 6 luni îl mărim la 500 cu 500. Și am zis, nici măcar suma aceea nu se apropie de așteptările mele, adică este foarte departe. Da, dar știi că beneficii, country manager, ridici de la început o firmă. Și am zis că da, am mai făcut asta în trecut, nu este ceva ce mă atrage pe mine.
Da. Eu am zis că așteptările mele sunt cam de 10 ori mai mari decât oferta lor și că atunci când se apropie, dacă se vor apropia la un moment dat, atunci poate să mă caute fără nicio problemă. Ok. Da. Dar mai în perioada asta, în afară de interviul ăsta, ai mai avut chestii, tentative reale de plecare, în sensul că te-ai mai dus la interviuri? Sau da, da, n-am fost la foarte multe interviuri, cum spuneam, aveam standarde destul de ridicate când căutam. În primul rând căutam doar în IT, uh-huh. Am aplicat doar la, nu știu, giganții din IT, să spunem, Google, Microsoft, Facebook? Dell, Facebook, Twitter. Da. Twitter nu sunt fan Twitter, nici nu vreau să lucrez pentru ei. Dar am avut interviuri la Amazon, care a decurs foarte bine. Am avut la Uber, la Taxify, la... nici mai știu, foarte multe interviuri. Nu foarte multe. 10 interviuri cu giganți la care mi-ar fi plăcut să mă duc. Okay. Unele cred că le-am pierdut pe partea tehnică. Uber are un interviu foarte, foarte complex. Trebuie să fii maestru în Excel, Tableau, R, nu știu, orice de data management ca să treci interviul ăla. Ideea e că eu știu Excel foarte bine, dar nu mai lucram în Excel de vreo 2 ani jumate când am dat interviul. Așa că nu mă mișcam destul de repede. Interviul este și limitat în timp. Ai, mă știu, 45 de minute la dispoziție să răspunzi la 20 de întrebări și nu e ceva ce rezolvi cu un pivot data. Aia știam să fac, de exemplu, știi? E mult mai complicat. Mai mulți pași. Da, 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 exact. Și interpretare umană după aia, adică trebuie să faci 2-3 pași, interpretezi, mai modifici niște date, mai faci 2-3 pași și tot așa. Și nu. Bine, eu nu sunt convins că am picat partea tehnică, asta suspectez eu. Că am dat testul tehnic, m-am întrebat de așteptările financiare și după aceea am prietenii mei cum caut de ce să meargă cu altcineva. Ok, deci n-au dat niciun feedback. Nu, dar a fost un interviu foarte greu, unde am simțit stresul, la altele eram destul de relaxat. Da. Bun, deci nu te-ai dus la giganți, dar așa. Ai zis că te duci către nowhere la un moment dat. Da, am la un dat aplicat, ca să înțelegem, când aplicam, nu aplicam în România și asta poate să fie un argument pentru care nu mi-am găsit locul. Nu știu, cumva m-am prins că nu era în România. Ah, ok. Poate doar la Amazon să fie. Nu, Amazon nu era în România atunci când am aplicat eu. Eu am aplicat pe o poziție de director de locație undeva în Germania. De-aia am și pierdut interviul ăla, că a mers foarte bine. Managerul care am dat interviu m-a plăcut foarte mult și mi-a zis direct, a zis că te-aș lua și mâine, dar nu vorbești germană. Și în locația respectivă 80% din oameni nu vorbesc engleză. Și atunci odată ei vor fi frustrați că aducem pe cineva din afară, lucru cunoscut. Și a doua, se vor frustra și mai mult că nu poți să comunici cu ei. Și atunci e un risc pe care noi nu îl putem asuma. Da. Bun. Și când Da, că... și după aceea am zis ok, nu mai aplic în alte părți, m-am întors la CGS, am zis totuși că vreau o schimbare, altfel o să plec, că nu se mai poate. Și atunci directorul general mi-a făcut o ofertă foarte interesantă, a zis că nu poate să-mi dea mai mulți bani, ca să reținem, eu aveam același salariu de vreo 4-5 ani, a zis că din păcate nu poate să-mi dea mai mulți bani, dar să mă gândesc eu la ceva ce mi-aș dori orice ca să rămân în companie. Eu m-am gândit, am venit eu cu niște propuneri și anume să, nu știu, să îmi dea niște responsabilități care ar prinde bine companie și momentan nu le are nimeni pe partea de optimizare. S-a potrivit foarte bine deoarece și el se gândise să pornească o astfel de poziție, așa că a creat pentru prima oară în CGS o poziție de manager de proiecte speciale, respectiv de transformare. Transformation Manager. Da. E o poziție foarte interesantă. Este de departe locul unde am învățat cele mai multe lucruri de când mă ocup eu de orice pe plan profesional. Pentru că eu trebuia să analizez compania din toate punctele de vedere, de la resurse umane, IT, contabilitate, tot, și să vin cu propuneri de îmbunătățire.
orice. Poziție de sunt strategică. Da, da. Cum îi spune acum că e buzzword-ul ăsta care e foarte la modă și de bine, un fel de growth manager. Ai putea să-i spui. Da, asta nu e mai orientat spre marketing. Adică growth în sensul de... Băi, dacă te uiți doar la partea de vânzări, da, poți să spui că e orientat pe marketing. Dar dacă îl scoți din contextul de buzzword, practic okay. Growth e orice crești în companie. Am înțeles. Da. Trebuia și să optimizăm din punct de vedere financiar, tot. Asta mi-a prins foarte bine, deoarece odată am avut transparență în niște puncte cheie unde dacă nu ești în, nu știu, într-o funcție foarte înaltă în departamente respective, poate nu ai acces la informații. Adică aveam acces la toată infrastructura de IT, la toate procedurile de IT, aveam la fel la HR, la fel la contabilitate. Practic am învățat cum funcționează un mamut, cum era Sigis atunci, că avea, nu știu, 3.000 și ceva, 4.000 de angajați atunci. Și am învățat cum funcționează un astfel de mamut din toate punctele de vedere. Poziția asta era pentru Sigis global sau doar? Nu. S-a propus, am dat, poziția nu exista nici global. Și când headquarters a văzut că noi am deschis-o în România, a zis că ar fi ceva de interesant și de dus la nivel global. Chiar au cochetat că o să mi-o dea mie. Lucru care pe mine m-a bucurat foarte mult. Cu atât mai mult că poate ar fi venit și cu o mărire salarială, o frustrare veche de-a mea chiar după ce am luat poziția aceasta. Cât și, na, era cu atât mai interesant odată că învățam lucrurile respective în România și pe aveam posibilitatea să le învăț și în Chile, unde mai era CGS-ul, unde, zați mi o comunitate complet diferită și diferă... Da, și cultură și... Exact, toată abordarea. Da. Am avut și niște proiecte foarte interesante, am avut niște proiecte cu statul român, de câteva milioane de euro, unde iar am învățat foarte multe lucruri și mi-a plăcut. Cum e să lucrezi cu statul român? Cum îți imaginezi, probabil. Dificil, greoi, birocratic. Ideea e că erau și niște proiecte foarte complexe, cele pe care le aveam noi, și documentația era foarte rigidă și de multe ori aveai nevoie de clarificări. Oamenii foarte prompți, lucram cu ANAF, oamenii foarte prompți îți răspundeau, dar îți răspundeau cu copy-paste din lege, care pe tine, dacă n-ai înțeles din primul ghidul de implementare al proiectului, cum o să înțelegi după aceea un copy-paste din lege? Nu știu dacă ai încercat să citești o lege stufoasă, sunt foarte multe articole, care multe dintre ele te trimit la alte articole, care te trimit la alte articole și tot așa. Ca să citești, nu știu, o lege de 5-10 pagini, îți ia o săptămână, două, cel puțin. S-o mai și înțelegi, probabil, dublu. Da. În fine, da. Ne apropiem de momentul în care ai plecat de tot. Da. Am plecat pentru că după 2 ani de când aveam această poziție, unde eu am adus un return on investment destul de mare și măsurabil, nu obscur, văzând niște cifre pe care le învârteam, mi se părea că merit mai mult. Așa că m-am întors la o renegociere. Eu m-am întors la fel, am zis că dacă este evident că durează 6-7 ani să avem discuția asta iarăși, trebuie să fie un bump destul de mare ca să merite. Așa că m-am decis să cer același bump pe care îl ceream și când căutam alt loc de muncă. Care era foarte mult, era un increase de vreo 66%. Da. Da, să ne amintim, aveam același salariu de 5 ani și probabil urma alți 5-6 ani să nu mai văd altă mărire. Da. Asta a fost și reacția directorului când am vorbit cu el, tot asta, 66%. La mine n-a fost de magnitudine numărului, ci 66, era specific. Da, da, da. Cred că asta a fost. El a zis că se întoarce, face niște calcule. După ceva timp a revenit și a zis că eu am cel mai mare salariu de manager din companie. Nu mi s-a părut un argument valid în discuția noastră, deoarece aveam și o poziție unică în companie. Nu mi se pare că dacă zici manager, trebuie să compari salariile, da? În fine. A zis că nu poate să-mi dea mai mult. Lucru care, îți dai seama, m-a demotivat destul de mult, pentru că însemna că, practic, pentru mine este foarte incert că voi primi vreodată ceva mai mult de acolo sau nu. Aveam deja și un copil mic, care avea atunci câteva luni. Nu-mi permiteam să stagnez din punct de vedere financiar.
Un copil vine cu niște cheltuieli destul de ridicate. Da. Ideea este că nu negocierea asta fail m-a convins să rup pisica în două, ci faptul că aveam niște proiecte foarte interesante. Aveam și foarte mult de muncă, aveam vreo 20 de proiecte, ca să ne înțelegem, din care activ munceam constant la 4-5 dintre ele, restul tot reveneam, mai îmbunătățeam ceva, le mai puneam on hold și tot așa. Și problema era că unele dintre ele nu aveam satisfacția muncii. Și aici era o problemă și din câte am înțeles de la alți prieteni mei care sunt și ei în multinaționale din acestea foarte mari, unde se progresează destul de greu. Tu poți să faci ceva foarte bine, poți să vii cu un proiect foarte bine scris, dar poate din considerente de buget sau că se blochează la un moment dat la o persoană care trebuie să aprobe, proiectul tău nu se întâmplă. Și asta am pățit și eu cu vreo două proiecte de ale mele la care am ținut foarte, foarte mult. Și asta m-a determinat să spun gata. Pentru că mie nu mi se părea de ajuns. Adică am un task, îl duc bine la îndeplinire, tu mă plătești pentru el, dar dacă task-ul nu se implementează ulterior, eu n-am satisfacția muncii, chiar dacă mi-am luat banii pe lunile alea muncite. Nu știu, eu așa da, o văd. Da. Înțeleg, o să-ți dau ceva, un film foarte interesant. Un tip, Dan Ariely, care face experimente de genul ăsta. Dar știu pe... Îl știi? Îl știu. Dar să-mi dai filmuleți, că nu cred că l-am văzut. Da, scurt, le dă studenților un task. Pentru $3 construiește un robot. Da, exact, asta cred că l-am văzut. Și după după care face pentru 2,7 ajunge până la 80 de cenți. Și acolo, în momentul în care studenții zic, bă, gata, e prea puțin ca să fac robotul ăsta din Lego, n-am specificat că era din Lego. După care, cu un alt grup, face același lucru, doar că la final, după ce construia, îl desfăcea, robotul zicea, construiește din nou. Și s-au dus până la $1 și aproape $2. Și ce voia să scoate în evidență tipul era că, bă, dacă omul muncește și nu vede finalitatea, exact, și nu vede impactul, cineva doar desface, da. Uite, ca să-ți dau un exemplu la ce mă refer, care se leagă și de următoarea ta întrebare. Știi exact care e următoarea mea întrebare? Păi nu, că ai spus la început cele trei întrebări. Okay. Unul dintre proiectele mele era dezvoltarea unui intranet intern. Pentru că CGS-ul a crescut mult prea repede și nu toate departamentele, toate laturile lui s-au dezvoltat la fel de repede cu creșterea enormă. Și atunci partea asta de comunicare internă era o problemă, rămăsese mult în urmă. Pe mine m-a ajutat și experiența mea de manager foarte mult, pentru că știam exact nevoile din operațional. Și atunci mi-am dat seama, era o problemă că se schimbau proceduri zilnic și să scoți oamenii din producție ca să-i pui în temă cu schimbări dura foarte mult și pierdeai foarte mulți bani și nu puteai mereu. Așa că un tool de comunicare internă ar fi ajutat foarte mult. Și atunci eu am propus să facem acest intranet. Mi s-a aprobat local, mi s-a dat și un buget. Eu am decis că eram cu de cât pasionat în trecut și mai făceam în timpul meu liber dezvoltare web. Sunt foarte mare fan WordPress și am decis să-l fac în WordPress. Am mapat eu necesitățile companiei, am văzut că în WordPress cu o investiție mică de, nu știu să zic, $2,000-3,000, care pentru o multinațională este nimic, Pot să-l fac exact așa ce avem noi nevoie pentru toată compania. Și mă gândisem, asta să fie prima pagină pe care îl văd oamenii înainte să fie capabil să facă orice pe calculatorul pe care îl deschid, să trebuiască să dea un ok că au citit o pagină înainte să poată să lucreze. Aveam niște tool-uri ca să obligăm oamenii să se informeze. Mail-ul nu funcționa, știi și tu, dai un email și nu ți-l citește nimeni timp de 3-4 zile, mai ales dacă e un mail de informare, de schimbare de proceduri. Da. Și am dezvoltat acest intranet intern cu funcționalității foarte cool și necesare într-o companie de mărimea asta. Aveam o parte de document management, pentru că oamenii nu aveau aceeași calculator zi de zi, toate era să schimbe calculatorul. Și atunci aveau și ei parole salvate, documente salvate și era foarte greu să și le țină pe e-mail sau ceva. La fel, comunicare prin newsletter, aveam un motor de newsletter foarte puternic în care puteai să vezi cine a citit newsletterul, cine nu, cine l-a primit, cine nu, dacă are mailbox-ul full, știi cum e un newsletter. Da.
Și, na, multe alte funcționalități de prezentare, de training, avea modul de e-learning foarte cool, o grămadă de lucruri. Am făcut noi acest intranet, l-am și lansat pilot în câteva departamente, pe, nici mai știu, la 100 și 200 de oameni, oricum destul de mult, un sample size mare încât să-ți faci o idee de ce mai trebuie schimbat, ce merge, ce nu și toate cele. Și ne-am pregătit eu și directorul general, noi lucram împreună la multe din proiectele mele, care iar pe mine m-a ajutat foarte mult să învăț o grămadă de lucruri. El conducea o companie cu 6-5 sedi erau atunci, mii de oameni. Deci era un om de la care aveam foarte multe de învățat. Și noi doi am zis, hai, îl lansăm la internațional, dacă prinde la internațional, îl lansăm în toate sediile CGS din toată lumea. Ok, ați lansat la internațional? Da, am anunțat că vrem să lansăm la internațional. Și atunci internaționalul a sărit, opa, stai că și noi lucrăm la un tool pentru toate sediile noastre din toată lumea în paralel. Lucru care ne-a frustrat puțin pe amândoi, pentru că el mai anunțase între timp, uite, noi local avem inițiativa asta, îi țineam informați, știi, uite, am progresat cu ea, cam uite ce funcționalități are, foarte macro, știi cum se face comunicarea la nivelul ăsta. Da, ceea ce înseamnă că ei fie au ignorat, fie nici nu au citit efectiv ce le-a trimis el de-a lungul timp. Nu mi s-a părut neapărat frustrant dacă tool-ul lor era mai bun ca al meu. Problema e că nu era mai bun. Singura parte unde era mult mai puternic decât ce făcusem eu era partea de securitate. Ca lor era peste SharePoint-ul de la Microsoft, al meu era self-host. Dar, oricum, logare cu Active Directory puteam să fac și eu. Nu era o necesitate la momentul actual, pentru că noi local în România nu aveam Active Directory, știi? Deci oricum și eu puteam să-l aduc la nivelul lor sau foarte aproape de nivelul lor de securitate. Da. Altă problemă a mai fost este că ei n-aveau toată funcționalitatea mea. Deci al lor era cumva sub al meu din câteva puncte de vedere. Da. O mică rectificare aici, intranetul nu era făcut de mine, era făcut de întreagă echipă. Eu mă exprim așa că așa îmi vine la îndemână. Nu vreau să se înțeleagă că l-am făcut singur. M-a ajutat de echipa de marketing, m-a ajutat de echipa de IT. Spui asta în cazul în care colegii care te-au ajutat. Exact, exact. Să nu se înțeleagă că l-am făcut singur și așa vreau să rămână. Da. Practic eu doar mă ocupam să-l promovez cumva, să-l lansăm la internațional de partea asta. E un sponsor. Exact. Frustrarea care a mai fost este că noi reușisem, de fapt la el mai mult am lucrat eu cu colega mea Mira, cu colega mea Luisa care a fost înaintea ei, el erau pe marketing și comunicare și cu un coleg de la IT. Noi făcusem grosul 80%. După aia ulterior m-a mai ajutat cu testarea doi colegi din operațional. Da, problema care era? Cel de la internațional costase câteva sute de mii de euro. Al nostru, nu, eu am zis mic ca să fiu, nu știu, să dea mai bine pe cameră. De fapt bugetul fusese undeva la vreo $250, bugetul realist. Da. Bine, și orele de muncă, dar acelea nu le considerăm momentan. Că și în state era, de implementare se ocupau 5 oameni. Noi eram mai puțin local și cu un buget mult mai mic. Problema care a fost? Pentru că îi dăduseră banii respectivi, vreau să se bucure cumva de el. No. Normal că a ieșit foarte urâtă toată treaba, că CEO-ul internațional a zis, guys, voi cum ați reușit cu un buget fenomenal să faceți ceva mai slab decât a făcut România cu un buget de nimic? Și a ieșit foarte urât, îți dai seama. Ei au încercat să scoată, că stai, că la noi securitate, că la ei nu-i securitate, că PCI compliant, că nu știu ce, nu știu ce, o tot încercau să o scoată. Am zis, bine, facem noi un pas în spate, îi lăsăm pe ei, doar că noi vrem funcționalitățile astea pe care noi le-am dezvoltat intern și avem nevoie de ele, vrem să fie și pe ăla. Și după aia îl adoptăm și noi, nicio problemă. Mai costa încă 60.000 de euro să dezvolte ce aveam noi și ei nu aveau. Mie mi s-a părut foarte funny și ironic. Da. Și supărarea asta cu supărarea altui proiect unde am muncit 3 luni de zile și la fel directorul general a zis că am făcut o treabă foarte bună, că e exact cum își imagina el, e exact ce are nevoie compania, dar pentru că am așteptat foarte mult, nu-l mai face acum. Așteptarea, el când a zis-o, nu se referea doar la munca mea, care ținea 3 luni,
Și ce au făcut oamenii dinaintea mea până să preia eu proiectul ăsta era de un an și ceva și el se frustrase și nu mai vrea să aștepte și a zis că externalizează. Astea două frustrări unde eu practic îmi făcusem munca foarte bine, primisem laude ca și cum o făcusem foarte bine, dar nu se mai implementau, atunci am decis că gata, e momentul să ies. Și asta, faptul că am reușit să dezvoltăm acest intranet, mi-a dat ideea că aș putea să fac asta ca și specialist și să-mi externalizez munca și să fac și eu 10 de mii de euro cum au făcut aia aplicația în state pe care au vândut. Da. Și așa am decis să mă lansez pe cont propriu. Asta era întrebarea, că am să răspund cu asta. Ai avut un plan? Adică, eu cred că sunt mulți. Eu m-am gândit de cel puțin 3 ori la chestia asta, gata, renunț la job și mă duc și fac on my own. Dar n-am, adică toată lumea, tu când vezi o poveste de asta de succes, vezi, am zis gata, nu mai pot, am plecat, am găsit 3 clienți și am făcut 100.000 de... Ceva foarte important de menționat aici, pentru oamenii care poate și au exemple din afară înainte să facă pasul ăsta, este că oamenii când pornesc o afacere pe cont propriu, de multe ori au ajutoare care nu sunt neapărat vizibile în exterior.